Cazonul a fost protejat cu o prelată, dar cu 3 ore înainte de startul jocului, acea prelată a fost îndepărtată. Vașvari! Vașvari! Gol! 1-0! Șepși reușește să deschidă scorul în minutul 32. Un atac fulgerător al gazdelor. Defensiva FCSB-ului este surprinsă și Gabi Vașvari reușește să marcheze. Aștept reluarea pentru a confirma faptul că Vașvari este autorul golului. E posibil ca unul dintre jucătorii FCSB-ului să fie atins ultimul mingea înainte ca aceasta să intre în poartă. În orice caz, este 1-0 pentru Șef și Sfântul Gheorghe în fața vicecampioanei României FCSB. Gabi Vașvari, marcator și etapa trecută la Iași. Încă o dată, pasa excelentă a lui Florin Ștefan și este autogolul lui Bălașa. Iată, Bălașa, în încercarea lui de-a dreptul disperată de a evita golul, nu reușește acest lucru și își introduce balonul în propria poartă. E adevărat că misiunea lui Bălașa a fost una extrem de grea, aproape imposibilă să evite golul. 1-0 așadar, Șepși reușește, trecând de Tănase și de Filip, și cât de aproape a fost această minge. Puțin pe lângă se duce trasorul lui Adrian Rus. Putea fi 2-0, ocazie importantă irosită de Șepși. Demoura pentru Nuvie, momente excelente de joc pentru formația gazdă. Iată-l pe Demoura pentru Vașvari. Din nou pe partea dreaptă. Gol! Nebunie de gol! Minunăție reușită de Florin Ștefan! Eurogol marcat de fotbalistul lui Șepși, internaționalul de tineret. Reușește probabil golul campionatului. 2-0 pentru Șepși. Să revedem faza, să revedem golul încă o dată. Centrarea lui Vașvari și reluarea lui Florin Ștefan este absolut fabuloasă. 2-0. De mult nu am mai văzut un asemenea gol marcat în campionatul României. Este un gol magnific reușit de internaționalul de tineret al celor de la Șepși. Uluitor, uluitor ce reușește Florin Ștefan la această fază. El a pasat la reușita de 1-0, iar acum Dia, șutul lui Tandia, blochează Planici, cade Vașvari în careu și este penalti pentru Șepși. Penalti pentru Șepși. Dezastru pentru FCSB la Sfântul Gheorghe. Horațiu Feșnic s-a consultat cu asistentul de pe acea parte, cu Mircea Orbuleț, și a luat decizia de a acorda lovitură de la 11 metri pentru Șepși. Iată-l aici pe Tandia, șutul lui Tandia. Aici au cerut penalti într-o primă fază cei de la Șepși pentru posibilul hands făcut în propriul careu de Planici. Apoi faza continuă și Vașvari cade în urma duelului cu Junior Moraiș, iar arbitrul Horațiu Feșnic acordă lovitura de la 11 metri pentru Șepși. Se pregătește să execute Tandia. Probabil că încă din prima fază trebuia acordat penaltiul. La acea intervenție a lui Planici, reacția lui Neagoe este absolut fabuloasă. Protesta că nu s-a dat penalti la acea intervenție a lui Planici, apoi însă s-a liniștit când a văzut că Feșnic a arătat punctul de la 11 metri la acel duel dintre Junior Moraiș și Vașvari. Lovitura de la 11 metri va fi executată de Tandia, golgheterul lui Șepși. 7 goluri marcate. Tandia, 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 gol Șepși! 3-0 pentru echipa lui Neagoe, granzii campionatului României, sau cel puțin cu numele FCSB și Dinamo, distruse în această etapă. 0-3 Dinamo acasă cu CFR-ul, dar măcar dinamoviștii au o scuză că au pierdut în fața campioanei și a liderului. FCSB-ul condusă la Sfântul Gheorghe
Deșev și formația aflată la doar al său, la doar al doilea său sezon în Liga 1. Execuție sigură a lui Tandia, îl trimite la plimbare pe Bolgrădean și Șepși conduce FCSB cu 3-0 după această execuție ireproșabilă a lui Ibrahima Tandia, al 8-lea său gol stațional. Centrare pentru Rusescu și gol! Florinel Coman! 3-1, minutul 60, se joacă. Un gol venit repede, o jumătate de oră până la finalul partidei. FCSB reacționează 3-1. Aici Viera are o respingere mai puțin inspirată și Florinel Coman trimite spectaculos cu capul. Portarul Fer nu poate interveni, o boltă perfectă a lui Florinel Coman, cel care reușește al 7-lea său gol stagional. 3-1 așadar. Ediarlem, Noiere decât Jovanovic, Florinel Coman, Coman și parada lui Fer. Portarul lui Șepși are o intervenție fenomenală în fața lui Florinel Coman. Cât de bine a venit de pe bancă Florinel Coman, a marcat golul de 3-1, iar acum putea să arunce în aer finalul partidei dacă reușește să execute această lovitură liberă. Rusescu a luat hotărât mingea și a așezat-o și se pregătește să execute el. Deși l-am văzut pe Florinel Coman extrem de supărat, dezamăgit că nu este el în prim plan la această fază fixă. Rusescu încearcă să demonstreze că mai are un cuvânt de spus la FCSB. Revenirea lui la roșii albaștri nu a fost una grozavă. Rusescu, gol! Gol Rusescu! 3-2! Minutul 88! Ce final de meci vom avea aici la Sfântul Gheorghe! Marchează Raul Rusescu! Al doilea său gol de la revenirea la FCSB. El a mai marcat în 26 august la victoria 4-1 de la Ovidiu în fața celor de la Viitorul. Încă o dată execuția lui Rusescu pe colțul portarului. Fer vede târziu mingea, reacționează cu întârziere. Rusescu scutură plasa. 3-2 Șepși FCSB, meci spectaculos în etapa foarte, foarte aproape de primul succes, de un succes istoric în duelurile cu FCSB. Un contraatac periculos aici. Benzar reușește pentru moment să blocheze. Simonovski este în careu, așteaptă Mensah. Simonovski primește Mensah. Șutul lui Mensah, gol! Gol, gol, gol și este game over! Mensah abia a intrat pe teren. Marchează Jose Mensah pentru 4-2 și pentru și învinge FCSB pentru prima oară în istorie. Ce inspirație pentru Eugen Neagoe. Abia a intrat pe teren, Mensah marchează golul care stabilește rezultatul acestei partide. Mensah la a doua lui reușită în acest campionat. Aici Simonovski întoarce excelent pentru Mensah. Bălașa nu reușește să blocheze această minge și Mensah îi trimite din nou mingea printre picioare lui Bălgrădean pentru 4-2. Meci spectaculos, meci superb aici la Sfântul Gheorghe și o victorie uriașă pentru echipa lui Eugen Neagoe. Primul succes al lui Neagoe în calitate de antrenor. Adică, care sunt concluziile? Ce n-a mers în această seară? Bună seara! În primul rând, cum am început jocul, am intrat pe vârfuri, ca și cum acest joc nu conta.
în loc să intrăm cu atitudine bună, să fim concentrați la joc, pe noi ne interesa înainte de joc că terenul e înghețat, că cum jucăm noi pe terenul ăsta, vă dați seama ce... În loc să intrăm concentrați, cum au intrat cei de la Sepsi, știu ce au de făcut, au făcut, noi am intrat în... Am intrat pe vârfuri și prima repriză ne-a costat, am primit două goluri foarte ușoare. A fost o repriză mai bună unde am marcat și două goluri, dar din păcate nu am putut să întoarcem rezultatul. Aveam o șansă acolo, să spunem, în minutul 90, când era 3-2 dintr-un aut al nostru, pe acel contraatac am primit golul și să punem mingea în careu, să punem o puțină presiune pe cei de la Sepsi. Din păcate, un joc foarte slab, nu mă așteptam la acest lucru. Cum poate pregăti un antrenor un meci pe un asemenea teren? Este greu de pregătit, pentru că ați văzut și voi că jucătorii nu puteau să-și mențină echilibru, a fost înghețat terenul. Am încercat să ținem cât de cât de minge, dar am văzut că nu se poate. Apoi repriza a doua am jucat mai multe mingi nuci pe Bizo, să venim imediat pe mingea a doua. Așa am încercat să facem acest joc, dar mi-a ieșit foarte puțin. A doua repriză am văzut un FCSB mult mai ofensiv. Le-ați cerut jucătorilor la pauză să riște mai mult? Da, am cerut să riscăm mai mult, pentru că eram conduși 2-0 și nu mai aveam nimic de pierdut. Am și schimbat puțin cu Tănase mai jos, ca să forțăm mai mult atacul, să jucăm cu mingi nuci pe Bizu acolo, să fim aproape de el, să fim pe mingea a doua, să plecăm în spatele lui pe devieri. Dezamăgit, pentru că este primul meci în care primiți 4 goluri în acest sezon, și în Europa League și în campionat. Ce se întâmplă cu defensiva? Da, sunt dezamăgit pentru că nu am avut o atitudine bună. Puteam să primim 4 goluri, să cei de la Sepsi să facă un joc senzațional, dar să fie avut o atitudine bună. Noi nu am avut o atitudine bună, în prima repriză am fost depășiți total. Cine trebuia să bată acea lovitură liberă? V-am văzut puțin nervos la marginea terenului. Care dintre ele? Că au fost golul marcat de Ruse. Nu, în general Coman bătea loviturile, dar au avut discuție Coman și cu Rusescu și a bătut Rus. Cum vedeți acest final de an? Să spunem, ultimele 3 meciuri. Este un final foarte greu, meciuri de luptă, vedeți și voi terenurile care sunt, mai ales noi suntem mereu puși să jucăm la 8, unde terenul este înghețat, este frig foarte, foarte mare, dar trebuie să jucăm, trebuie să fim concentrați, să dăm totul la fiecare joc ca să reușim să ne câștigăm jocurile, că altfel ne va fi foarte greu să câștigăm campionatul. Situația lui Teixeira, lui Man, care este? Nu știu, deocamdată, că încă nu am avut ca să vorbesc cu doctorul.